Problema delicată a asigurării agentului termic în această iarnă a ajuns și pe masa oficialilor guvernamentali. O delegație din Mehedinți, din care a făcut parte primarul, președintele Consiliului Județean, prefecturi, dar și reprezentanții ai Serviciului Public de Termoficare, precum și lichidatorul RAN, Remus Borza, au prezentat problema atât la Ministerul Dezvoltării, cât și la celelalte instituții abilitate să intervină. Primul pas pe care trebuie să-l facem este transformarea serviciului primăriei SPAET în societate comercială pentru a putea angaja personalul care să asigure operarea echipamentului închiriat de la RAN. Și pentru cele două cazane care vrem să le luăm de la RAN, avem nevoie de personal care nu poate fi angajat decât pe societate comercială și nu pe societate în cadrul primăriei. Cu capital, într-adevăr, al primăriei, dar societate comercială nu serviciu. Odată personalul angajat și licențele de producție și transport a agentului termic transferate pe o perioadă limitată de timp către societatea primăriei, ar mai fi de rezolvat problema banilor pentru cărbune, dar și acordul creditorilor RAN pentru ca cele două cazane să fie date spre exploatare primăriei pentru a furniza căldură în această iarnă. Ce sumă ați cerut de la Ministerul Dezvoltării? Noi am cerut 19 milioane, dar până ajunge să primim acești bani, trebuie să facem acești pași. În momentul în care avem acești pași făcuți, spuneați dumneavoastră despre faptul că ne trebuie și acele licențe de producere, de transport, ele sunt, factorii decidenți sunt pregătiți să ni le dea pentru 6 luni de zile, adică o perioadă determinată, urmând ca după ce luăm și aceste licențe, care într-adevăr sunt concomitent. După ce am închiriat utilajele, putem să și angajăm, să și dăm drumul la documentele pentru aceste licențe. Reprezentanții primăriei Drobeta, Turnu, Severin au mai precizat că la momentul acesta se ia în calcul și varianta unei linii de credit în vederea asigurării salariilor pentru noi angajații ai societății de termoficare.